Chiar și pe această căldură toropitoare, bucureștenii fac coadă la mici. O dietă nu tocmai potrivită pentru caniculă, dar oamenilor nu pare să le pese. Marina Filimon este în cel mai aglomerat loc din Piața Obor și ne spune ce se întâmplă acolo. Te ascultăm! Bine te-am găsit, Irina. Deși întreaga Europa se topește sub temperaturile extreme, românul se descurcă. Cu ce? Cu ce știe cel mai bine? Cu mici. Deși informațiile venite din partea specialiștilor sunt clare, să se hidrateze și să se alimenteze adecvat, bine, românul se descurcă. Aici, în Piața Obor, deja începem cu un citat motivațional sau automotivațional, dacă putem să spunem, un cort anticaniculă, care începe așa cu o porție bună de mici, dar și cu un pahar mare de bere. Că așa știe română. Bună ziua, bună ziua, bine v-am găsit. Am văzut că lucrați de zor și am zis să vă întreb, care e treaba aici cu cortul anticaniculă? Cum se răcorește lumea? Păi după cum stai bine să te uiți, nu prea e lume pe piață. Că marea majoritate a oamenilor cam ascultă de codurile astea anticaniculă și se cam feresc să iasă la piață, la cumpărători. Chiar și la noi, unde e celebra Trasa Obor, nu e coadă. Dar ne-am gândit noi să facem un cort anticaniculă pe care să-l instalăm la bar acolo. Cum a venit ideea asta așa de ultim moment? Că am văzut că scriați din momentul în care noi eram aici. Păi scriam că ideile astea trebuie să-ți vină din mers, știi? Până la urmă, berea e cea mai bună, să știi, pe caniculă. Că pierzi mulți electroliți și mai adaugi acum cu asta. Băi, e două beri și mergi liniștit acasă. Asta e sfatul dumneavoastră pentru bine, cei care nu pot consuma cu alcool, avem și fără alcool, știi? Și apa e bună, zic, dar mai bine te speli, te cu apa o folosești la mâncare, la alte lucruri. Asta e sfatul românului, practic, pentru vremea asta caniculară. Eu sunt românul de Obor, acum, nu știu, celălalt român de ăsta, de oraș, de... Dar noi asta ne dorim aici, să meargă la toată lumea treaba. Da, cam așa. Perfect, mulțumim din suflet, după cum ați auzit, românul se descurcă. Fie vreme bună, fie vreme rea, tot micul e la mare înălțime aici în Obor și nu doar.